După ce în presă au apărut informații despre discuțiile purtate la Petroșan, politicienii gorjeni au luat imediat atitudine. Vicepreședintele PSD Gorj, Ciprian Florescu, afirmă că rolul sindicatelor ar trebui să fie cu totul altul, mai ales în această perioadă în care există o mulțime de probleme în sistem. Viața politică este una, viața solidarității, să spunem, viața mișcării sindicale reprezintă cu totul și cu totul altceva. Mă surprinde și nu mă surprinde că a fost abordat un astfel de subiect. Mă surprinde tocmai în ideea pe care vă spuneam mai devreme, mișcarea sindicală are cu totul și cu totul alte scopuri și în condițiile în care sunt o mulțime de probleme în acest moment, în acest context social, este puțin anapoda să te apuci să vorbești despre alegeri, despre modul în care te poziționezi tu ca sindicat și reprezentant al unor salariați. Florescu nu este surprins de acest aspect pentru că în ultimii ani au mai existat astfel de discuții. Nu mă surprinde însă pentru că știu că în ultimii ani mișcarea sindicală s-a politizat excesiv. Mișcarea sindicală nu mai reprezintă sau nu mai reprezenta de ani buni interesele oamenilor, interesele salariaților. Mișcarea sindicală era o jucărie politică în mâna unor lideri care încercau să o folosească în interese politice. Aceste controverse au apărut în urma Consiliului de Coordonare al FNME ce s-a desfășurat la Petroșani.